Problema gunoielor aruncate pe o uliță care dă în strada Eroilor, cea pe care locuiește chiar primarul Liviu Țăroiu, persistă. Localnicii sunt exasperați de situație și spun că ei nu pot păzi zona de cei care nu au bun simț. Cred că magazinele sau ăstea de consum după în Valea Mare le dă la țigani. Singura chestie care ar fi ăștia, primăria, să pună o barieră. Eu le-am cerut de vreo 80 ani să pună o cameră de la vedere, că orice stat după în alte orașe au cameră și pe mama naibii pe unde. Aici nu poate să pună camere, că scoate banii când vede cine aruncă. Scoate banii pe ele. Și adică nu numai banii ăștia, nu scoate... Domnul Liviu, am vorbit cu el, când, dar la primul mandat, facem, am făcut nimic. Dumneavoastră stați aici, nu vedeți când se aruncă? Nu stau aici, plec, eu stau la bloc, aici avem cam niște păsărele, niște porumbei, doi cățeluși și am grijă de ei. Și probabil că aruncă noaptea. Păi seara aruncă și vecini, nu numai astea. Că, uitați, peturile n-are cum să... N-are, cine dracu să consume atâtea peturi de bere, doi înși în cameră sau în casă sau trei înși? Aici avem consum de magazin. Eu asta zic. De când e situația asta aici? De vreo 10 ani. Niciodată nu s-a dat. A venit vreodată să curețe? Nu. No. Nu a venit ADP-ul niciodată? Nu. Mușcel TV a mai arătat această problemă, iar edilul municipiului a precizat la acea vreme că situația se va rezolva. Anul trecut, cam în aceeași perioadă a anului, primarul Liviu Țăroiu promitea că se va igieniza zona și vor fi montate camere pentru a fi trași la răspundere cei care aruncă gunoiul pe spațiul public. Din păcate, au fost doar vorbe goale, iar situația s-a înrăutățit. Între timp, au fost aduse cantități importante de gunoi menajer, dar și din construcții. E o porțiune de drum neamenajat. Am făcut noi de fiecare dată acolo foarte mulți cu oameni, cu căruțe, cu mașini, duc acolo și depozitează fel de fel de materiale. Ne linișim puțin cu zona Balada și zona Vișoi cu echipele de curățenie și va trebui să mergem acolo să încercăm să punem o barieră, fiindcă nu este sigur, nu e dată circulație, că nu are cum să fie dată circulația auto, să nu mai poată pătrunde cu căruțe și cu toate celelalte în zonă. Mai avem și așa și Avramiancu, e cam în aceeași situație, o porțiune și să punem probabil că o cameră de la vedere, că nu înțeleg de ce Dumnezeului toată lumea aruncă gunoi acolo, când noi gunoi putem să ducem și toată lumea e obligată să plătească taxă de gunoi și vine mașina la poartă să îi dea și pe Ștefanțel Mare și pe Calea Pietroasă și pe Eroilor și peste tot, în toată zona, joia e zi de colectare gunoi menajer, tot felul de gunoi. Și acum chiar va trebui să vedem că situația cu gunoiul și plata gunoiului e o treabă mai delicată, că plătim la tonă, acum vom plăti din ce în ce cât gunoi să duce în rampă, atâta trebuie să plătim, indiferent de unde. Dar vom pune camere de supraveghere, sigur, imediat ce aprobăm bugetul și o să facem o extindere de camere de luat vedere în Câmpul Lung, circa 30 de camere și locurile sensibile unde lumea aruncă gunoi, să poată să fie vizualizat și să depistăm pe cei care aruncă, ca să putem să-i amendăm. În al doilea rând, ar ruga că și eu am primit sezer din zona respectivă și o să rog cetățenii din zonă să facă câteva fotografii la cei care îi văd că aruncă gunoi, la căruțe, la toți cei, ca să putem să ne ducem către ei să-i putem amendea, să-i recunoască pe oameni, că nu îi trimitem până și nu o să le spunem numele ca să aibă probleme cu cei, că de fapt asta le e frică că vor avea probleme cu cei care aruncă acolo dacă îi pâră, cum să zice. Și noi nu folosim numele lor, nu vom acționa în numele nostru, al primăriei. Acum, reprezentanții administrației domeniului public promit același lucru, igienizare și camere de supraveghere pentru depistarea și pedepsirea celor cu obrazul gros. Deci se poate face igienizarea și decolmatarea albii pârâului până la un punct, cât permite vegetația. O să ne ocupăm și de toaletarea vegetației care abundă spre
străduță. O să curățăm toată mizeria, dar o să ne ocupăm și de prinderea celor care fac mizerie și aruncă necontrolat gunoaie. De ani de zile aici nu s-a făcut nimic. Sunt convins că de 10 ani nu s-a curățat nimic aici. E o străduță umbrită, nefolosită. Lumea aruncă gunoaie la adăpostul vegetației și își crede că nu o să fie prinși. Vor să fie prinși și vor plăti cu vârf îndesat. Deci săptămâna asta nu promitem, dar săptămâna viitoare precis ne ocupăm să o igienizăm. Rămâne de văzut dacă acum va fi cu noroc, iar autoritățile vor acționa așa cum ar fi trebuit să o facă înainte cu mai mulți ani.